Iisus este real. El este prezent în viața oricui îl caută și îl cere. Când vinul s-a terminat, au apelat la Iisus. Dumnezeu are 1000 de căi acolo unde omul nu mai vede nicio cale. Dumnezeu se îngrijește de noi, nu doar de lucrurile acestei vieți, ci Dumnezeu are în vedere aspectul cel mai important, și anume salvarea noastră veșnică. El binecuvintează familia și binecuvintează pe toți aceia care vor să-și schimbe viețile. Iisus să ne binecuvinteze pe toți cu darul acesta al vieții prin jertfa Lui de pe crucea Golgotei. Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta cu inimile smerite, copleșiți de dragostea nemăsurată pe care ai revărsat-o peste fiecare ființă de pe pământul acesta, atunci când Iisus Hristos, mai întâi ca prunc umil în ieslea din Betleem, iar mai apoi, prin viața Lui, demonstrând umilință supremă, pentru ca în final să fie atârnat pe crucea Golgotei și sângele Lui să curgă pentru ispășirea păcatelor noastre. Doamne, Te rugăm, binecuvintează-ne pe toți, binecuvintează familii, binecuvintează în mod special acele familii care trec prin dificultăți, vindecă răni, adu înapoi ce s-a pierdut și adu binecuvântarea Ta peste fiecare suflet care Te cere și Te roagă sincer. Acum când timpul se apropie de încheierea Lui, cerem ca Duhul Tău cel Sfânt, prezența Ta divină, să vină peste noi toți, că avem mare nevoie de Tine. Ne încredem în Tine, Tatăl nostru, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin care îndrăznim să-Ți cerem și să mulțumim. Amin.